figuri. Cristi nu merg pe minusuri. Nu fără urme de uzuri. Nu să mă rog pentru minuni. Știu ce vă face, sunt sigur. Chiar dacă trebuie să fac singur. Face cu ochiul și timpul. Mă pregătesc pentru știi tu. Ce o să fac în viitor. Poet, artist, golan și bișnițar nemul. Salut, aveți nevoie de ajutor? Bun, deci fiți atenți. Gata, acționăm, hai. Unde? Acționăm, aveți pe ca o grămadă. A, ba nu, au luat-o. Se mișcă. Hai, după butonul ăla. Vine acum. Salutare lume și bine ați venit la un nou episod. Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Hai că iar avem din nou o treabă destul de mare. Așa că o să-l pun pe ăsta pe aici. Care e treaba? Domnul Rob, sunteți ok? Aveți nevoie de întăriri? Domnul Robert nu e aici. Că da, avem un doctor, totuși. Unde? Magazinul... Să dau backup-uri la magazinul ăsta din rău. Mesinărie. Aveți avut static. Colegii, mi-au apărut pe Facebook că dacă poliția trage după noi, vă omorâm și de fii. Opa! Și că ne omoară șefii. Mhm. Sunt multe mașini aici. Ce facem până la urmă urmei? Bă, nu știu, dar mi-e rupt pe capul. E unul în albastru aici. Am eu o idee. Veniți și voi, vin eu la spate, bine? Unde-s? Că vin și eu să le pun să facă pană. Stați liniștit. Unde-s? Eu iau pe autostradă, ca să știți. Eu pe autostradă. Luați-o pe autostradă și le dăm. Vezi că avem acolo colegi care sunt cu mâna sus. Așteaptă. Este spatele tău. Unde se? Să-l omor. Suntem... Unde să mă îndepărtați dacă nu-l omor? Suntem doi cu apropiții. Domn polițist, da, spune. Dacă spune tu, am o intervenție pentru care o să fie. Nu poți să te duc acum când sunt de cu ori ce s-a întâmplat. Da. Mă pune de genunchi. Știi ce zic eu? După atâtea urmări, nici nu mai merită. După atât, nici nu mai merg. Nu te mai ultim la pușcă. Mă duceți până sus, cu intervenție. Până sus. Acum. Mă duc cu brabusul, vezi că mă duc cu brabusul. Bun, pe care autostradă trebuie să merg, că să înțeleg și eu. Păi, what the f- aia principală, aia, drag. Aia de la van. Nu, hai. Happy, vino, happy. Aici is. Bun, și cam inteligent, dacă ei vor războiele de război. Cam în spate. Hai, urcă! Stai acum, că urcă mai greu, nu-și dice. Nu e problemă, urcă! Închide muzica! Vor război, le dau război! Hai, să le dăm război, până la capăt! Ori murim, ori nu murim, hai! Unde? La dreapta, deci cum urcăm, dai tot în față, nu-i dai la stânga, dai tot în față. Nu-i dați cu girofarele pornite. Nu-i dați cu girofarele pornite, o să-și dea seama că îi urmărim. Aici ar trebui să facă stânga, domnule. Mai în față. Am buton de panică, se dă buton de panică în continuu, în față. Aici, stânga. Dreapta. Uite-te pe GPS să vezi că mi-e bine stânga. Păi mai bine stânga, da. Dă-i la stânga, rapid. Trebuie să
trec de vamă, trec de vamă. Uite, lasă-i, ai auzit că trec de vamă. Lasă-i. Vă răză, pletă-mă răză, băi. Am emoții ce drept. Hai să o facem, băieți, hai. Încearcă să vorbești unul mai puțin, te rog, și doar informații utile. Urcăm pe aici? Nu, 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 dă-i tot în față pe drum. Urmează drumul. Au spus. Au spus că dacă ne mai urmăriți, eu mor și eu și moare și camera. Stai niște că nu îi bănesc cirofarele. Mamă, ce fu, nebuneală găs pe aici. Și cum Robert, adică să nu vă urmăriți, domnul să Robert, faceți, ce domnul Robert, ascultați-mă, calmați-vă, o să fac tot ce pot eu ca să vă scot de acolo în viață, fără să discutați cu monștrii ăia. Bine? Noi mai urmăriți, lăsați-l. O să te scot. Mergem cu elicopterul. Nu, nu, lăsați-l, ascultați un pic, lăsați-l că o să dea un buton panică când ajung unde vor. Colegii, mergem la secție, luăm elicopterii. Două? Eu sunt deja mă duc la poliție, mă duc la poliție. Ca să știi. Da, mă duc la poliție. La secție, luăm două elicopteri. Robert, mă auzi să recepționezi? Este colegul tu. Robert, recepționezi? Vezi că avem un bravo sus patru, vezi. Recepționează, da, dacă se apropie de noi și te ajutăm și pe făcut. Nu cred că poate să vorbească. Domnul Borjo, nu cred că poate să vorbească. Eu pot să vorbesc. Nu, mă refer de domnul Robert. Ah, da, e capturat. Luăm de elicoptere și mergem după ei. Așteptăm, da, butonul de panică. Așteptăm butonul de panică. Vezi că ne tot urmărește ăla. Lasă-l. Dacă trage după noi, trage și noi după ei, simplu. Da, vezi. Bă, că nu se mai opresc. Ia că văd că vin foarte, foarte brutal, băieți. Nu, lasă-i pace, nu trage, lăsați-i pace. Așa, știu unde e posibil să duc? Stați să mă uit puțin cu paletul Lumberjack. Liniște, paletul Lumberjack. Îndreptăm toți acolo, e posibil ca acolo să tragă la răspundere. Cineva la secție? Și credeți-mă că... Credeți-mă, Roberte, că e anul ăsta, poate nici eu nici mor de acolo. Adică o să te scoate doar mor. Știi că predica asta cu... te lăsăm viu, că... Dacă vorbim cu asta, nu știi că e oficială de la lor, că tot e omor, că tu poți să dai totul după la poliție. Bă, îndreaptă sus. Bun. Domnul Borjo, ați auzit? Mergem către Lumberjack. Domnul Robert, dacă nu puteți vorbi, mama, ce tare, un singur lucru vă zic. Urcăm în elicopter când simțiți că puteți să dați unul după unul, unul după altul, hai. Ceva care știți că nu cu elicopterul. Știu eu să pilotez elicopterul. Noi suntem aproape de Lumberjack, ok? Edu, știu că ești în spatele meu, deci fii atent. Am o mașină cu... pe departe lăsată. Hai, plec, să-l elicopter. Mișcare, ok? Scoate tot, dar știi să-l rădezi. Produsul, dai, tu ai mașină de servici. Hai, repede. Așa, să nu, că nu, că nu, că nu, fără la altă. Luați pe unul pe acolo. Da, nu mai e loc. Mergem. Vin și cu un elicopter, vin și cu un elicopter. Hai că mergem. Ia, la, s-a rugat, bă, da, să nu pot. Zile că s-a dat codul. Hai să mergi. Încercăm ca să rămânem un mai departe de zonă până când ajung toți colegii. Cine e ăla cu motorul? Eu. Am luat deja un elicopter, ne îndreptăm. Robert, dacă ai dat dacă dai tu butanele de panică, Robert, venim. Bun, gata. Roberte, nu mai da cu ton de panică, îl dai doar unul singur, ok? Dă un BK3, da, te rog, dă un BK3 dacă ești da, tu. Da. Dai tu un BK3. Bun, haide-se acolo. Da, hai. Aveți grijă, aveți două grijă. Două elicoptere, suntem două elicoptere, venim repede spre... Nu dăm raj, nu dăm raj, nu intrăm peste ei, ok? Așteptăm să vedem bă, ce fac ei, ok? Bă, da, mă zăpecește de cap băiatul ăsta. Ca și o să facem pentru că sunt niște proști și o să rădă de mă de noi. Încearcă un pic să vorbești un pic mai puțin, te rog, că mă zăpăcești de cap. Mulțumesc. Eu zic doar panul meu. Unde ca elicopter să nu 2? Luați proști iarăși. Întreabă unde elicopter 2? Paul! Fii atent!
Încearcă aerian, okay? Să aterizezi undeva mai departe de checkpoint, că e la zona aia de pui. Liniște un pic. Ce din spatele meu, hai după mine. Liniște un pic, am verificat. Să vă zic unde am văzut. Deci am văzut că am acelăria acolo. Da, e mașinăria din paletă acolo, e că am verificat acolo. Da, liniște, că suntem chiar față în față cu clădirea. Edule, lasă-o mai în jurul. Noi atelizăm în spatele clădirii, îi luăm private, ok? O să așteptam portierian. Băi, lăsați aici totul. Lăsați toate mașinile, toate astea, încuiate. Ok, da. Bun. Încerc să aterizez așa pe șinele astea de tren. Nu prea pot pe aici. Uite că știu. O să aterizăm pe șine. Unde mergem? Da, noi am făcut acum, acum aterizăm pe tine. Aici. Intrăm prin spate și cu elicopterul. Da, aterizează aici. Dar ce facem acum cu aia? Ca să fim mai sigur că putem ateriza. Deci o să cum cu echipă, este posibil să aibă bodyguards. Haideți cu mine. Unde sunteți că abia am intrat? Deja am auzit elicopterele. Haide. Un elicopter a ajuns. Jos. Liniște, gata. Tot s-o întrebare, unde sunteți? Liniște, gata. În palet. Sunteți? În palet, odată nu veniți. Dar ciudată. Mă lăsați să vorbiți. Bun, către elicoptere. Avem viziune către... față. Este posibil ca doar în față. Nu. Pleacă cu domnișoara. Acționați, zic. Așteptați. Nu mai stați. Nu. Așteptați. Nu mergeți încă. Happy, te văd cu DV Paul. Te văd. Bun. Ok, bun. Așteptați. Vă dau eu semnalul când mergeți, ok? S-au retras. Intrați-mă odată prin față și prin spate și luăm. Nu, o să intrăm toți odată peste ei, bine? Exact. Deci, spate, voi așteptăm semnalul vostru, cei din spate, ok? Că sunt... Pregătiți. Suntem pregătiți. Noi ceva în spate, acum dacă vreți să înaintăm. 3, 2, 1... Nu, stai, așteptați. Nu, nici n-am ajuns în față. Bun, mergeți. Liniște, mergeți încet. Nu mai vorbim în stație, fiindcă o să audă. 3, 2, 1, hai! A spus să plecați de aici, altfel mă împușcă. Nu, gata, liniște, oleacă, liniște. Stop! Retragere acum! Fiți atenți, unul să fie care un amortizor pe pistol sau ceva. Am eu. Le-am făcut pana. Este și a doua intrare și a treia. A început jocul asupra noastră, băiatul. Se trage. Acum asta e. Să atacăm. Intrați prin față. Acum așteptam pe la a doua. Ajutor! Rămâi! Pregătiți-vă elicopterul, rulați-vă! Haide să Oi, scuză-mă! Cam. Doamne. Pe cineva la elicopter? Cum am aduc eu la elicopter ca să-l aduc? Nu ai problemă, că o duce rapid cu elicopterul. Domnul Robert, e grăniți. Îi ducem pe amândoi. Mamă! Haideți că acum aduc elicopterul chiar acolo în spate. Păi l-aduci tu, Paul? Da, l-aduc eu. Bun.
Hai, Paul. Vreți să-l aduc și pe domnul Robert să vedem dacă putem face la gol? Bun, l-am spitat într-un grijă mai dificilă. Stai să deschid ușa. Bun. Mai e un elicopter acolo, te duci tu după el. Care a plecat cu elicopter 2? Noi am plecat acum cu elicopterul, mergem la spital. Așteptați, nu avem un rănit. Cu elicopterul și pe acel. Ați verificat toată zona, mai e cineva pe acolo? A, aici elicopterul, mă. Din câte văd numai nimeni. A, găsit elicopterul 1. Da, dar stai să văd dacă mai... Așa, bun, hai. Care mai devine la elicopter? Cu domnul Robert, stați așa. Poliția se la spate, că... Că ăsta cu ochii e universal. Putem pleca sau mai aveți pe cineva? Da, hai scoate lucră. Ce a spus, să repet sau? Cine pleacă cu mașina albă asta? Nu știu, hai! Haide! Ești bună! Mă duc mașina. Am resuscitat un om din banda lor. O să îi luăm la secție, ok? Unde-i? Vin și acum la secție. Bun, guys, acesta a fost tot videoclipul, eu v-am lăsat o zi frumoasă, să aveți în continuare și vă aștept pe server. Mamă, ce efectiv am transpirat la cât rol pe am făcut. Colegi, ați ajuns în oraș? Da, Camelia este în siguranță. Camelia e în siguranță, dacă ați prins pe cineva dintre ei, luați-l la secție. Nu e în siguranță, că pierdem mult sânge. Da, o să mă mut pe heli, pe mă chemați când aveți nevoie de mine. Da, azi că s-o duc cu mașina, nu e nicio. Oricum, se ocupă destul de bine, adică fun roleplay, să țin băieții, nu se cheamă admin, bine, ce s-a văzut pe chat, na. Da. Permiteți limbi străine. E clar, am. Cine e în garaj? Nu. No. În momentul de față nu se permite nimic. Hai să ne ducem. O să opresc direct când am ajung acolo, guys. Bă, nu știu, plus vă rog pe random. Așa, ne așteptați cu mine, stați așa că acum vin. Trebuie în față, așteptați puțin. Bă, așteptați puțin, bă. Cu noi vorbim. Dacă mai e un elicopter în față la spital, acum am trebuit să zic. Colegi, eu vă aștept la celule. Cu noi vorbește. Am înțeles. Ok. Da, lasă acolo. A fost destul de fain. Oricum, apropo, ce am vrut să spun e că nu e nimic organizat. Bine, eu nu filmez organizat, nu știu, cred că alea 5 episoade care au fost, eu nu am filmat organizat deloc, să spun așa, și... Cum sunteți? Acum plecă de cu elicopter. Chiar e random, efectiv, adică nu e ceva să spui, bă, să vede că e filmat. Nu, frate, nu, adică, man, ce era să dau pe aici. No, asta da. Bine, posibil băieții de-aia știu să țin la rol, pe că posibil au mai jucat pe mai multe servere de hard,
sau eu știu... Vreau să muri să spun cauza asta presi de mine. Domnul Duțu, ai zis că ai pe cineva viu de la ei. Și ai zis, parcă. Am zis și cer să-l prind că a fugit de la sala așa. Ce supărate băiatul. Oricum, pentru toate căcaturile, pentru tot planul pe care l-am făcut, merit omorât. Nu, păi își scăteam frumos și îl omorăm. Cu gazul și cu... Vă ce mi-a zis cât e frumos. S-au mișcat băieții oricum frumos. Deci s-a ținut rol pe până la final. Hai că... Am ajuns cu bine. Bă, Borjo. Borjo! Ce vrei? O intra băieții la 2 degeaba la camera. Băieții de la 2 degeaba? No! Bine, guys, hai că aici s-a terminat și episodul, așa că v-am pupat. O zi frumoasă în continuare. Pa, pa!